Salutare tuturor, Andrei de la Criptonita Sun și ne revedem cu un nou episod. Ne uităm azi la un proiect cu rădăcini solide în România, Universe XYZ, o platformă care se poziționează în lumea NFT-urilor într-o perioadă în care această nișă primește din ce în ce mai multă atenție. O să vedem în câteva momente cum funcționează, ce produse va oferi, ce monedare are la bază și multe altele. Până ajungem acolo, vă reamintesc pe scurt de canalul nostru Cryptomatics care vine ca o completare pentru a vă întregi cunoștințele despre cripto. Bun, în primul și primul rând, ce este Universe XYZ? O platformă de NFT-uri construită pe Ethereum cu scopul de a ajuta artiștii și creatorii de conținut să creeze și să monetizeze NFT-uri. Prin produsele pe care le vor lansa, despre care vom vorbi în câteva momente, platforma va facilita transformarea imaginilor, a gifurilor, videourilor, melodiilor și așa mai departe în NFT-uri stocate pe Ethereum, pentru ca ulterior acestea să poată fi scoase la licitație sau vândute în cadrul marketplace-ului. Această primă funcționalitate de bază a protocolului, cea de minting, reprezintă fundația platformei Universe și a oricărei platforme de NFT-uri ca OpenSea sau Rarible și va fi lansată în următoarele săptămâni. Al doilea produs de pe listă care va fi lansat până la finalul acestui an este Auction House. Acest produs e unul care va diferenția acest proiect de altele din aceeași nișă, care reprezintă de altfel și competiția directă. Acest auction house descentralizat este proiectat într-un mod foarte interesant. Îți permite să folosești NFT-uri existente sau să mintezi colecții noi și să creezi licitații pe mai multe niveluri sau tiers, platinum, gold, etc., cu câștigători multipli. Asta deschide drumul către licitații care pot fi personalizate și pot fi fie simple, cum le cunoaștem cu toții, un singur nivel și reserve price, și complexe cu mulți câștigători unde fiecare va primi un număr de NFT-uri din colecție. De menționat aici e și că nu vor fi taxe pentru licitațiile inițiale, așa că toate câștigurile vor merge direct la creatori. Ultimul și cel mai important produs din perspectiva mea este marketplace-ul de NFT-uri care va fi lansat undeva în Q1 2022. De ce cel mai important pentru că majoritatea userilor de pe platforma de NFT-uri sunt cei care le tranzacționează pentru profit. Odată ce ai atras creatorii de conținut, pentru că este esențial să existe colecții și orice fel de NFT-uri lansate constant pe platformă, ca următor pas ai nevoie de user pentru volum de tranzacționare. Așa a ajuns OpenSea în punctul în care este acum. Pe lângă aceste produse, Universe mai vine și cu o parte de social, ca un hub al comunității, cu rolul de a oferi userilor o platformă de comunicare și interacțiune la nivel teoretic, produsele cu care va veni proiectul, care sunt sigur că vin la pachet cu o fundație tehnică și un UI UX bine puse la punct, vor putea face valuri în spectrul nft de pe Ethereum. Dar evident e nevoie de mult mai mult pentru a avea succes în cripto, după cum știm cu toții, și pentru asta ne vom uita imediat și la celelalte aspecte. Esențială pentru orice proiect e partea economică. Avem moneda XYZ cu un supply maxim inițial de 1 miliard și aproximativ 300 de milioane în circulație. Aveți modelul de distribuire pe ecran, iar utilitatea monedei stă în guvernarea protocolului printr-un DAO numit XYZ DAO. Acest DAO, care e un fork al structurii DAO folosită de Barnbridge, va avea control printr-un sistem de votare la parametrii ecosistemului Universe, mai exact la upgrade-uri, taxe și alte funcționalități. Sistemul de votare e același ca la Barnbridge, 40% din XYZ puși la staking în cadrul DAO pentru Vorum și 60% din voturi trebuie să fie în favoarea propunerii. Acest tip de economie unde moneda are ca singur scop susținerea sistemului descentralizat de guvernare are succes când proiectul are o comunitate loială și implicată în spate, cu o comunitate superficială și neinteresată de evoluția proiectului pe termen lung, moneda nu ar avea de ce să fie atractivă din moment ce membrii comunității nu sunt interesați să se implice în modificări de parametri. E întotdeauna o abordare ambițioasă și riscantă să mergi pe această direcție, dar în condițiile în care e implementată bine, poate duce la formarea unei comunități extrem de implicată, din moment ce îți oferă control și o voce în procesul de decision making a proiectului în care investești. Simultan, Universe XYZ se află într-un segment de piață care, din punctul meu de vedere, va crește exponențial în viitorii ani, pentru că încă sunt suntem la început de drum cu NFT-urile, dar și unul foarte competitiv, din moment ce avem Rarible și OpenSea, care atrag cea mai mare parte din userii și creatorii de pe Ethereum, Solana care devine din ce în ce mai căutată pentru taxe mici, printre altele, și alte rețele de infrastructură ca Avalanche, Elrond, Polkadot, Cardano, care mai devreme sau mai târziu își vor construi și promova propriile ecosisteme de NFT-uri. Când ești în mijlocul unei competiții de acest tip și nu ai avantajul de a fi primul sau printre primii, cum OpenSea, de exemplu, trebuie să pui pe masă produse mai bune și mai complete, UI și UX mai atractive, o infrastructură tehnică funcțională și, cel mai important, un plan excelent pentru a atrage fie user noi, fie userii de pe celelalte platforme sau, în cel mai bun caz, din ambele categorii. Universe XYZ vine cu mai multe produse și mai complete decât al altor platforme. La partea tehnică, nu am niciun dubiu că lucrurile vor sta bine, rămâne de văzut cât de agresiv își vor face loc în acest segment competitiv odată ce produsele vor fi lansate. Ce e cert e că eu voi urmări de aproape evoluția proiectului și o să facem un update când vom avea marketplace-ul sau auction house-ul lansate și funcționale. Asta a fost totul pentru azi. Ce părere aveți despre acest proiect? Lăsați un comentariu și haideți să vedem ce credeți și voi o parte din comunitatea cripto din România. Vă salut și ne revedem cu următorul episod.